Codul rutier 2023 prevede amenzi dure pentru șoferii care nu respectă legislația în vigoare. De exemplu, există o greșeală pe care aceștia o fac zilnic în trafic fără să știe că le poate aduce o amendă usurătoare. Pa mai mult, chiar și pasagerii pot fi sancționați dur dacă nu respectă legea. În clasa a patra de sancțiuni sunt prevăzute zeci de contravenții pentru care șoferii conduc pe drumurile publice din România. Pot primi amenda maximă prevăzută de codul rutier, respectiv 2900 de lei. Printre acestea se numără și o greșeală pe care mulți conducători autoromâni o au comit zilnic în trafic. Vorbim aici despre fapta prevăzută de articolul 102 alineatul 22 din codul rutier. Săvârșirea de către conducătorii de vehicule sau pasagerii acestora de gesturi obscene, adresarea de expresii jignitoare sau vulgare participanților la trafic, scrie în codul rutier. Dar important de menționat este faptul că nu numai șoferii pot primi amenda maximă dacă înjură sau arată semne obscene în trafic. Sancțiunea se poate aplica și pasagerilor care comit această contravenție. Conform codului rutier, un punct de amendă reprezintă 10% din valoarea salariului minim brut pe economie. Cu toate acestea, guvernul a decis că în perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2020, 2023, valoarea lui să rămână înghețată la 145 de lei. Valoarea punctului de amendă a fost înghețată încă din anul 2017, cu toate că, între timp, salariul minim brut pe economie a crescut, ajungând în prezent la 3.000 de lei, relatează playtech.ro.